Dragii mei, vin înaintea voastră și înaintea lui Dumnezeu cu bucuria pe care sufletul o trăiește și o încearcă în momentul în care descoperă o, acea, o comoară ca aceasta deși ascunsă într-un vas de lut și anume acel cuvânt al lui Dumnezeu care nu numai că face lumină în suflet și în minte, dar dă putere, dă vindecare, va veni cu vindecarea sub aripile lui. Așa scrie Sfânta Scriptură și lucrul ăsta este de cea mai mare însemnătate pentru noi. Teoretic, multe lucruri nu ne sunt clare. Dacă ne-ar pune cineva să le explicăm, am ști să le explicăm foarte bine, dar atunci când vine momentul să le aplicăm, nu să le explicăm, atunci îi spune lui Iov, tu care ai întărit pe alții, le-ai predicat altora, când e vorba de tine, ești slab. Astăzi, Mă rog lui Dumnezeu să ne învețe o rugăciune pe care ar fi trebuit să o spunem toată viața. Cred că Dumnezeu ne-a tratat în viață ca și cum am spus-o, dar poate că nu am fost conștienți de ea, dar de acum devenim conștienți. Astfel că titlul prezentării noastre este Doamne, iartă-mă, dar nu mă scuza. Este. Cu totul și cu totul simplu și natural, când mergi în fața unui doctor, să nu te duci acolo doar să-i spui povestea bolii tale, ci te duci acolo cu intenția și cu dorința sinceră de a fi vindecat. Îi spui povestea, îi spui simptomele, cum te doare ce se întâmplă, dar acestea nu sunt o simplă poveste sau o bârfă pe marginea șanțului, ci raportez unui om care știe ce vorbești, care te ascultă și interpretează ce spui, știe de unde vine asta și asta, dar cu intenția și în contextul de a fi vindecat, de a fi operat, de a fi salvat. Aceasta, acest lucru îl pierdem din vedere, venim și ascultăm o predică sau citim în cuvântul lui Dumnezeu sau citim o carte și pierdem din vedere faptul că de fapt discută cu noi. Vorbește cu noi și că suntem aici nu pentru o simplă distracție sau audiență, suntem aici pentru o schimbare radicală, uneori spectaculoasă, în viața și ființa noastră. Doamne, iartă-mă, dar nu mă scuza. Sigur că, spunând aceste cuvinte, ne dăm seama ce răspundere ne asumăm. De câteva ori trecând eu prin cabinetul medicului, am fost instruit cu privire la ceea ce urmează să se întâmple. Medicul asta lângă mine și mi-a spus, uite, o să facem asta, o să facem acest lucru, o să facem așa. Și ascultând lucrul ăsta, nu numai că nu m-am speriat deloc, m-am bucurat foarte mult, pentru că de-aia venisem în locul acela, venisem pentru vindecare, pentru salvarea vieții și m-am bucurat că există un plan. Oh, iartă-mă, a spus la sfârșit doctorul, că ți-am provocat atâta durere, cinci ore a durat. Iartă-mă că ți-am provocat atâta uh, durere, uh, la care uh, i-am zâmbit și i-am spus, domnule doctor, această durere este un lux pe care nu toți oamenii și l-au putut permite. Ar fi dorit și eu, aș vrea din suflet toată lumea să aibă parte de luxul durerilor care am avut eu, pentru că m-a scăpat, m-a vindecat. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceste dureri. La care doctorul mi-a spus, niciodată n-am întâlnit concepția aceasta. Și am spus, m-a întrebat cu ce mă ocup, I am spus că mă ocup cu sufletele oamenilor și îi duc la locul în care pot fi vindecați și la singurul care poate vindeca sufletul. Am, spus așa, am tradus într-un fel ideea de șofer de salvare în termeni medicali, în termeni moderni. Iubiții mei, stăm înaintea lui Dumnezeu cu intenția aceasta, cu dorința aceasta clară. De asta am venit aici, Doamne, de asta ți-am spus povestea vieții mele. Nu vreau să plec din locul acesta, cum a spus Iacov, nu plec de aici până când nu pleca alt om. Eu știu cine sunt, știu de unde vin, vin foarte de jos. Așa venea Iacov de, de, de neimaginat de jos dintr-o înșelătorie în care amestecase numele lui Dumnezeu, că e una să fii escroc la colțul străzii și este cu totul altceva să fii un escroc la acest în sau îmbrăcat în haină preoțească, să este diferență mare în numele lui Dumnezeu. Escrocul de pe stradă sau adulterul sau omul de nimic. Oamenii aceștia nu vin în numele lui Dumnezeu, ci în numele șmecheriei din capul lor și a planurilor lor pe când pe când Iacov a făcut acest lucru grav, groaznic, în numele lui Dumnezeu, și el a spus: Doamne, n-am venit, nu lupt cu tine și în locul acesta ca să plec cum am venit. În niciun caz. Acest lucru trebuie să ne urmărească și pe noi. Doamne, iartă-mă, dar nu mă scuza. A fi, noi când venim și mărturisim un păcat, ar trebui sau o, o greșeală din viață, sau o neputință, sau o suferință. Noi ar trebui să avem clar în minte și prin Harul Domnului avem într-o măsură oarecare, dar trebuie să creștem în lucrul acesta. Ar trebui să venim cu intenția clară în mintea noastră. Doamne, n-am venit aici să spun ce am făcut. Am venit aici să plec din locul acesta un om care nu mai merge pe drumul pe care a mers. Am venit aici cu sens unic. Nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta. Nu ne putem Lasă-mă să plec Nu, nu se poate așa ceva. Cu această hotărâre am venit aici. E, a, și fie că venim în prezența lui Dumnezeu cu dorința iertării, care înseamnă vindecare, care înseamnă împuternicire, care înseamnă rodire, fie venim cu dorința scuzelor. Scuzele e, pot fi date dacă un om vine la Dumnezeu și caută scuze, scuze sunt date. Dar ce săracă, ce sărmană cerere și rugăciune. Scuzele nu sunt altceva decât o vopsea cu care dăm peste rugină. Scuzele nu sunt altceva decât scutire medicală, dați-mi și mie o scutire, de a secera ce am semănat. Și fiind astfel scutit sau vopsit sau scuzat, scuzele fac aceasta, mă întorc în viață cu gândul că voi continua acest fel de viață, neștiind că, de fapt, întorcându-mă pe același drum, mă așteaptă un leu pe cale. Știți, tânărul proroc, el când a venit pe drumul acesta al împlinirii lucrării, nu l-a așteptat niciun leu pe cale. Acum, când s-a întors, îl aștepta marea încercare prin care a trecut și în care a ieșuat și a murit lamentabil, ucis de un leu care stătea acolo. Aceasta este aceasta înseamnă, aceasta e diferența între a veni în prezența lui Dumnezeu pentru iertare, iertarea păcatelor este o putere a lui Dumnezeu, nu este un act juridic nu este o vorbă simplă aruncată pur și simplu. Oh, gata, te am iertat, dute, mergi liniștit. Iertare nu semnează informarea lui Dumnezeu. Îl informăm de ce am făcut. Ce fel de Dumnezeu avem noi care are nevoie de informații cu privire la lucrul acesta? Știți bine că așa cum o să și învățăm de altfel, Gehazi gândea că Elisei nu are informații cu privire la drumul lui. Departe așa ceva și uh, prorocul uh, Abia primește în vizită pe soția lui Eroboam care crede că el nu are informații despre ea. Uh, unde poate merge nebunia noastră în lucrarea noastră sau în umblarea noastră cu Dumnezeu? Uh, mărturisirea sau spovedania? Nu este informarea lui Dumnezeu. Nu, nici de cum. Nu este nici... Uh, Cererea sau obținerea scuzelor pentru ceea ce s-a întâmplat, sau a justificării noastre, sau a validării noastre ca să continuăm drumul acesta. Aceasta nu este iertare. Nu, nu. Iertarea este o putere care transformă ființa. Iacov a intrat în noaptea aceea nebinecuvântat și a zis și a ieșit de acolo binecuvântat nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta. E adevărat că schiopăta de picior, e adevărat că venea frate sub cu 400 de oameni, nu mai conta nimic ceea ce conta, într-adevăr pentru el, dincolo de viață și de moarte și de orice altceva, era faptul că în sfârșit primise binecuvântarea prin rugăciune adevărată, nu prin piei de ied și alte mișcări de felul acesta. Aici era marea diferență, sufletul lui jubila pur și simplu. Pentru prima dată se simțea acasă, se simțea mediul lui, se simțea la doar, se simțea în armonie cu Dumnezeu, celelalte lucruri nu mai aveau importanță. Doamne iartă-mă, dar nu mă scuza, nu mă lăsa netratat, nu vreau să plec cu o scuză acasă. Și dacă oamenii din jurul meu, M-ar scuza la un moment, așa. Spune, înțeleg situația, mergeți liniști Și dacă oamenii m-ar scuza, familia mea, dacă m-ar scuza pentru un rău sau altul, să ne rugăm lui Dumnezeu să nu primim așa ceva. Nu, mulțumesc din suflet, mie nu scuze îmi trebuie. Îmi, trebuiesc. Mie îmi trebuie iertare. Iertare înseamnă vindecare, înseamnă transformare. Înseamnă împuternicire, v-am dat putere să călcați peste păcatul acesta, asta înseamnă iertare. Transformarea ființei într-o ființă iertătoare și care proclamă iertarea lui Dumnezeu în lumea, aceasta înseamnă iertare. Aici este diferența uriașă vis-a-vis -vis de scuze. Scuzele sunt, de fapt, un drog pentru conștiința noastră, care creează imaginația lucrurilor în ordine. S -a, s -a reușit, vă rog să mă scuzați. Da, e, sunteți scuzat, aveți scuza aceasta. Nu, Doamne, eu nu după scuze am venit la tine. Nu trebuie nicio scuză. Niciodată ajută-mă să nu primesc așa ceva. Ajută-mă să primesc iertare sau vindecare. De obicei, noi confundăm când vorbim de iertare, noi confundăm fapta cu făptașul sau făptașul cu fapta. Niciodată Dumnezeu nu ne-a chemat pe noi să iertăm crima fratelui nostru sau desfriul lui sau violul cum plângea un suflet. Nu, nu, nu ne-a chemat Dumnezeu să iertăm așa ceva pentru că niciodată nu va avea loc o reconciliere între Dumnezeu și păcatul acest. Despărțirea este eternă la acest capitol. Dumnezeu m-a chemat să iert pe făptaș, adică să mă eliberez eu de acest duh de neiertare, atât, dar nu fapta lui. Oamenii spun, zice, te iert, dar nu te uit. Ba da, pe tine te uit, dar nu uit fapta, aceasta trebuie să-ți că altfel o repetăm. Este așa de greșit înțeles conceptul acesta de iertare, mă refer pe orizontală. Și ce așteptări să avem dacă noi pe verticală am înțeles atât de greșit iertarea? Iertarea este o putere extraordinară și nu ar trebui niciodată confundată cu scuzele. Acestea produc altceva. Acestea protejează starea de păcat din viața noastră. Și pur și simplu este ceea ce scrie prorocul Isaia. Leagă în chip ușuratic rana ficei poporului meu, fardează cancerul să nu se vadă, dar aceasta nu este vindecare, aceasta este fardare, este machiaj lucrul acesta. Despre lucrul acesta vorbeam în Tuitorul cu farisei, nu vă mai machiați, fraților, pentru că lucrul acesta nu ajută nimănui. Nu mai trăiți acest bal mascat în biserică sau pe stradă sau în familie la voi. Nu trăiți acest bal mascat pentru că astăzi sau mâine masca aceasta va cădea și deodată adevărul va ieși la lumină. Tu ai trebuință de vindecare, nu de mascare. Tu ai trebuință de curățire cu adevărat, nu de spreiat, dat cu sprei ca să. Nu, nu se. Cu, nu, lucrurile acestea nu, nu sunt acela. Stările acestea nu reprezintă același lucru. Tu ești omul care ai această chemare înaintea lui Dumnezeu și vei veni în fața lui fie pentru iertare, fie pentru scuze. Dar tu nu vei voi scuzele. Sunt uh, unele din cele mai greu de trăit momente, sunt încercarea bunătății noastre. Uh, Sir Louis ne spune că nu știi cât ești de rău decât atunci când uh, este încercat la extrem. Bunătatea ta este încercată la extrem. Și de multe ori, tot greșit înțelegem, Punând în contrast răutatea cu bunătatea. Pentru răutate nu trebuie atâta energie cât trebuie pentru bunătate. Ca să rămâi bun atunci când încercarea aceasta devine absolut insuportabilă, să rămâi bun cu abuzatorul, să rămâi blând sub provocare cere mult mai multă energie sufletească decât uh, izbucnirea aceasta care uh, duce la un rău și mai mare. Când bunătatea ți este încercată la extrem, abia acolo îți dai seama de adevărul despre tine. Ați observat care era apelul Abigailei în pledoaria ei cu David, care vroia să șteargă de sub ceruri toată casa lui Nabal, până la ziua, a înarmat toți oamenii plini de ură, mândria rănită, ingratitudinea acestor oameni dusă până la extrem a provocat în ei o reacție mult mai grea și mai gravă decât a acestui bețivan groaznic numit Nabal, omul acesta. Omul acesta nu era decât un bețivan și un batjocoritor, pe când David se pregătea să fie un criminal care să nece în sânge așa ceva. Nabal nu s-a gândit niciodată să-l taie pe el cu sabia sau să-l omoare sau să-l înarmeze oamenii împotriva lui. Nu i-a trecut primit decât și-a bătut joc de el, pe când David răspunde acestei provocări cu, cu, o reacție rea, nespus, de 10 ori mai rea decât, decât cea a lui Nabal. Și dacă urmărim în pledoarea Abigailei, subiectul este bunătatea, rămâi bun. Ea îi spune lui, nu va fi răutate în tine. Acolo este subiectul. Chiar mă rog lui Dumnezeu să, când ne așezăm în fața Sfintelor Scripturi, să auzim glasul Duhului Sfânt în tine nu trebuie să fie găsită răutate, așa cum se manifesta în momentul acela. David își dă seama că, de fapt, încercarea lui groaznică nu era legată de reputația lui care a fost terfelită de, omul acesta și bat jocorită, nici de ingratitudinea lui vis-a-vis -vis de serviciile care, într-adevăr, armata lui David și David le, le făcuse pentru el, era numai drept să fie așa, nu aceasta era problema lui David, ci era ispita răutății, ispita abandonării bunătății până când să și până unde și așa ceva care miroase atât de greu cum a, cum a procedat omul acesta. Nu, Abigail luptă cu el și spune, rămâi bun. Rămâi bun și îți spun ceva. Astăzi n -ai, n -ai să, nu ți-ai sărat Sufletul tăind și distrugând. Într-o zi, într-un într singur moment, nu ți-ai satisfăcut răutatea, dar ți-ai satisfăcut Sufletul pentru restul vieții tale. Nu te va durea inima într-o zi când vei ajunge acolo, datorită unei situații ca aceasta. Tu știi chemarea ta. El era chemat la bunătate. Astfel că, venind înaintea lui Dumnezeu, noi nu trebuie să căutăm scuze pentru răutatea noastră sau justificare pentru. Cum să nu când uite ce? Nu, no, nu, no, nu. No. Niciodată răutatea nu va avea scuză. Doamne, iartă-mă, dar nu, nu mă scuza. Nu trebuie scuză pentru răutatea mea. Nu trebuie explicație, nu trebuie justificare. Îi voi face și eu cum a făcut el. Nu, no, nu, no, nu. No. A Domnului este răzbunarea. Nu te grăbi. Nu te grăbi, pentru că răzbunarea ta este destructivă. A lui Dumnezeu este constructivă, este tratament, de fapt. Răzbunarea lui Dumnezeu sau pedeapsă, cum numim noi, o paletă întreagă de lucruri care nu, despre care Dumnezeu spune departe de mine așa ceva, toate acestea în mâinile și sub puterea lui devin tratament pentru suflet. De aceea ți-a spus, ție nu face tu lucrul ăsta, că tu nu ești doctor de suflete, cum este bunul Dumnezeu. În Psalmul 51, versetul 1. Vreau să urmărim aici acest proces și distincția între iertare și scuze. Lucrul, punctul numărul 1. Singurul nostru argument înaintea lui Dumnezeu cu privire la starea noastră este neputința. Totala noastră neputință. Totală. Nimic bun nu locuiește în mine. Știu lucrul acesta. Păcatul locuiește în mine. Am fost născut în păcat. Știu toate aceste lucruri. Și singurul meu argument în fața lui Dumnezeu este neputința mea. Și de aceea El începe cu cuvintele acestea: Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. Ai milă de mine. Începe cu apelul acesta la harul lui Dumnezeu. Ideea aceasta de har sau de milă a lui Dumnezeu este ofensatoare pentru sufletul mândru. Dumnealui nu are nevoie de milă, nici nu este milă de nimeni. Dumnealui se descurcă să se descurce și el cum mă descurc eu și așa mai departe. Ofensează ideea de har sau de milă. Până când un om ajunge într-o situație în care nu rămâne altceva decât mila lui Dumnezeu. David nu are aici niște argumente pe baza cărora să explice de ce a făcut una sau alta uh, nenorocirea pe care a săvârșit-o el, ci pur și simplu apelează la ceea ce Biblia vorbește în dreptul celor mai mari nume care au fost vreodată scrise aici, în dreptul Mariei Fecioara, fi s-a făcut mare har acestei har, mila lui Dumnezeu. În dreptul lui Noe, a găsit har la Dumnezeu. Nu pentru cine era sau ce făcea, și aceasta rămâne până când e lumea și pământul, nu pentru cine ești sau ce faci, ci pur și simplu pentru bunătatea lui Dumnezeu. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. Două lucruri. Dumnezeu este bun și al doilea. Milostiv și har. La acest lucru apelez. Nu apelez la dreptate și nu apelez la scuze, ci apelez la harul lui Dumnezeu. După îndurarea ta cea mare, nu după scuzele sau justificările mele, șterge fără de legile mele, dar aceasta, aceasta e un rod al îndurării tale. Continuă să pledeze în psalmul lui și în versetul 4 rostește cuvântul care justifică titlul nostru. Doamne, iartă-mă, dar nu mă scuza. Și îl spune în versetul 4 exact acest lucru. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, deci este păcat în stare pură, în sensul că uh, nu are nicio explicație, nu are nicio cauză și nu are nicio justificare. Acest lucru este adevărat cu privire la păcat în general. El rămâne fără răspuns în dreptul acestui test. A avut vreo cauză? Este o cauză la bază pentru că dacă are o cauză, atunci are o explicație și dacă are o explicație, încetează de a mai fi rău. Împotriva ta numai subliniază el, adică exclusiv, împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Nu există amestecat, așa cum vom observa puțin mai jos la Împăratul Saul. Și vreau să vedem acest lucru pentru că a, drumurile acestea nu duc la aceeași destinație. Dacă cineva caută iertare de la Dumnezeu este una, și dacă alt, cineva caută scuze este altceva, aceste două lucruri nu conduc pe un om la aceeași destinație, ci spune el. Împotriva ta, numai împotriva ta, am păcătuit, am făcut ce este rău înaintea ta, și partea a doua nu, nu, scu, nu mă scuza. Iartă-mă, dar nu mă scuza. Așa că, spune el, vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta, indiferent ce înseamnă lucrul acesta. Am încercăm și ne uităm, dom'le, cum, cum a putut uh, diavolul să-și închipe că îl va ispiti pe Isus? eu nu pot să citez cuvintele acestea. Ispitirea lui Isus este ispitibil, se poate, este ceva care îl atrage și se poate veni pe linia unui păcat în care va găsi în el răspuns, atras, sufletul lui va atrage, că asta înseamnă ispită. Acest lucru explică Iacov, când ești ispitit, nu te-a legat diavolul sau te-a tărât diavolul, te-a atras pofta ta. Este ceva de felul ăsta în Iisus? Nu e nicio mirare că satana încearcă. Dar Iisus nu a fost niciodată ispitit să răspundă la așa ceva. N-a avut nevoie să strângă din dinți, n-a avut nevoie să închidă ochii. Nu, nu s-au întâmplat lucrurile acestea. N-a avut nevoie să-și închide gura, să nu saliveze. Nu, în el nu a fost așa ceva, pentru că el declară, vine stăpânitorul veacului acestuia și aceasta a fost adevărat tot timpul, Vine cu ispita sau cu lucrul acesta, dar în mine nu găsește nimic, adică nu a avut răspuns sau ecou. Aici aș dori să ne oprim o clipă și întotdeauna să ancorăm rugăciunea noastră. Noi, noi de obicei am vrea ca încercarea să fie îndepărtată, suferința, ispita să nu mai fie și așa mai departe, dar nu ne dăm seama că de fapt încercarea și ispita nu vin din afară, ci din lăuntru. Iacov, spunându-ne aceste cuvinte, ne atrage atenția și atunci rugăciunea noastră nu trebuie să mai fie ancorată în realitatea exterioară care constituie o încercare pentru mine, o provocare sau ceva de felul ăsta, pentru că nu ar fi nimic din acestea dacă n-ar găsi ecoul înăuntru, dacă cel rău nu ar găsi ceva în mine care să răspundă, să vibreze, să saliveze la ceea ce propune el, în mine el nu găsește nimic. De aceea David spune, iartă-mi păcatul, dar indiferent în ce va consta tratamentul sufletului meu, vindecarea mea și salvarea mea de la moarte, vei, tu ești drept, de, de acum te declar, Doamne Dumnezeule, că tu vei fi drept în hotărârea ta față de mine și vei fi fără vină în judecata ta. Aceasta e declarația, iartă-mă, dar nu mă scuza. Nu scuze caut eu, Doamne. Eu caut iertare. Eu caut vindecare. Aceasta e ceea ce spune el acolo. S -s realist, da, sunt născut în păcat. Ce să fac, Doamne, dacă sunt născut în păcat, uite, mi că ochii sau mintea sau. Nu nu, are, nu, nu Acest lucru nu are niciun fel de relevanță. Este o scuză aceasta. Aceasta este o scuză. Este un drog deghizat în aparență. Ce să facem? Suntem oameni. Suntem oameni? Bine ar fi să fim oameni. Iată omul. Ar, ar fi foarte simplu. A, suntem oameni supuși greșelii. De ce nu suntem supuși lui Dumnezeu? De ce să fim supuși greșelii? Cum a, ascultam în una, în, în, într-o comună din țara noastră, există expresia aceasta privitor la omul credincios. E om temător de păcat. Bine, de ce să te temi de păcat? Biblia spune să te temi de Dumnezeu. Și păcatul nu are niciun dialog, niciun rost, nici o prezență acolo unde uh, plin este cerul, pământul și sufletul meu de prezența lui Dumnezeu. Nu, nu. Aceasta e adevărata problemă și aici trebuie ancorată rugăciunea. Iată că sunt născut în păcat și uh, sunt născut în nelegire și în păcat m-a zămis limba mea. Acesta e adevărul, natura păcătoasă, suntem născuți aici, dar versetul 6 tu ceri, în ciuda naturii și nașterii mele și înclinațiilor mele și toate celelalte care sunt astăzi prezentate în lume, tu ceri în condițiile acestea ca adevărul să fie în adâncul inimii. Pentru un om care e născut în nelegiuire și în păcat, păi, dar nu este aceasta, tocmai aceasta scuza noastră. Da, dar noi nu venim la Dumnezeu pentru scuze. Doamne, scuze-mă, avem natură păcătoasă și... Nu, din potrivă, tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă, dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntul meu. Dumnezeu nu cere un lucru fără să procure imediat puterea, fără să procure mijloacele. Chiar astăzi vorbeam cu cineva venind pe drum că înainte să se comită păcatul lui Petru, Mântuitorul a pregătit calea de întoarcere. După ce te vei întoarce înainte, odată cu încercarea, e pregătită biruința, e pregătită calea de ieșire din ea. Depinde pe ce drum vrem să apucăm, pe drumul iertării sau pe drumul scuzelor. Depinde de. De, de drumul pe care vrem să apucăm. Dar în momentul în care Dumnezeu cere ceva de la noi, El uh, substanțiază, cum s-ar zice, uh, asigură, pregătește puterea necesară. V-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. V-am dat puterea aceasta. E dată deja. Tu ceri ca adevărul să locuiască în inimă. Apoi El descrie starea sufletului iertat și binecuvântat de Dumnezeu, după care rostește rugăciunea lui. El nu cere scuze, ci versetul 10 zidește în mine o inimă curată Dumnezeule. Păi da, acum nu ai o astfel, nu, dacă aș avea, n-aș mai fi în fața lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. N-aș mai cere, nu, nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta cu o inimă curată. Dacă aș avea, dar nu am așa ceva e inima e nespus, de înșelătoare, de deznădăjduit, de rea nu așa ceva îmi trebuie, că uite unde m-a dus lucrul acesta. Mi-am dat seama că de aici a pornit totul, M-am simțit atras când mi s-au prezentat aceste lucruri. în Mintea mea a consimțit la acest plan când mi-a venit în minte cum să-l chem pe soțul ei acasă, cum să-l îmbăt, cum să-l trimit înapoi și apoi cum să-l condamn la moarte. Fără să se știe că eu sunt cel care l-am omorât, așa cum vă spune Sfânta Scriptură mai departe. Știu că toate acestea au o singură explicație: inima mea nu este curată. Astfel că zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un Duh nou, păi acesta, nu, asta e vechi, asta e firea veche, pune în mine un Duh nou și statornic, am momente de credincioșie și momente de indiferență, de cădere, de... Uh, uh, acesta. Nu, îmi trebuie un Duh statornic, care să mă ajute să-mi ațintesc privirea la Dumnezeu și să nu mi umble pe pereți toată viața, în dreapta, în stânga, cu ceea ce se întâmplă. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, așa numeste numește el aici în psalmul acesta. Este în adevăr o situație atât de dramatică încât am putea o numi, fără ezitare, o situație de viață și de moarte. Distanța și diferența între iertare și scuze. Între superficialitatea atitudinii noastre, care este fericită că nu se știe, nu se aude, în timp ce suntem, în realitate, acolo. Aceasta este o bucurie a celor răi și este scurtă, așa spune Sfânta Scriptură. Ea nu durează mult. Pe când bucuria inimii omului care a fost iertat și vindecat de Dumnezeu nu are hotare, este ceva dintr-o altă lume. Observați reacția lui David în momentul în care. Nathan i-a spus această istorie cu vecinul cu, care avea o turmă de oi și a luat mielușeaua celui de lângă el. Observați că în el se întâmplă ceea ce a spus Pavel în Roman 7. După omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Imediat a reacționat cu, cu toată furia, cu toată mânia posibilă împotriva unei așa ingratitudini a unui om care are o turmă de la Dumnezeu și i-a luat mielușeaua celuilalt. După care, profetul Nathan îi spune: Omul acesta ești tu. Pe vecinul, el a fost pregătit să-l urască până la moarte, fiindcă a făcut așa ceva, să spune că e vrednic de moarte, însă niciodată nu a întors cu aceeași măsură reflectorul spre viața lui. Gata să condamne păcatul urât, groaznic al vecinului acestuia, dar trecând cu vederea fiind complet orb față de propriul lui păcat, până în clipa în care profetul Nathan a pus mâna, tu ești omul acesta. În clipa aceea s-a trezit și cuvintele lui nu conțin absolut niciun fel de umbră de scuză sau de justificare sau de a căuta ceea ce vom găsi la Saul. Vin o să mă cinstești în fața bătrânilor. N-am ascultat de Dumnezeu pentru că poporul a luat așa ceva, urmăriți gândirea acestui om al lui Saul și am găsit traseul care l-a dus pe el de s-a aruncat în sabia lui în final. Și urmăriți atitudinea statutului David în prezența lui Dumnezeu, cerând iertare și nu scuze sau acoperire sau justificare și observați că aceasta a făcut din el om după inima lui Dumnezeu. Cât ar fi dorit Dumnezeu să poată spune același cuvânt despre Saul, numai că lui Saul nu-i plăcea inima lui Dumnezeu, inima lui Dumnezeu care vrea să vindece, nu să vopsească. La lui nu-i place așa ceva. Nici profetului Iona nu-i nu place inima lui Dumnezeu, nu-i placăile lui Dumnezeu, nu, 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 ce e ce asta? Și pe când David se supune lui Dumnezeu și rostește în cuvinte absolut directe, fără niciun fel de ocoliși. Tu ești omul acesta. Așa vorbește Domnul și acum îi descrie starea lui. Te-am luat de la oi și ți-am dăruit toate aceste lucruri și împărăția. Și tu ai disprețuit cuvântul Domnului. Ai disprețuit pe cel care te-a luat de la oi și te-a așezat aici. Iubiții mei, nu totdeauna transferul acesta de la oi la tron la împărăție, nu totdeauna uh, face bine sufletului. Suntem, uh, de, de altfel uh, e fatală treaba aceasta, sufletul omenesc nu e făcut să supraviețuiască la așa ceva și uh, prosperitatea și binecuvântarea se va transforma în blestem pentru el. Astfel se face că uh, David, după ce a primit toate acestea de la Dumnezeu, ajunge indiferent față de Dumnezeu. Acesta e cuvântul pe care îl folosește Domnul. Ăm, pentru ce ai disprețuit, ah, să nu desfrânesc, de treabă cu poruncile lui Dumnezeu, vezi de treabă, viața aia, ai disprețuit cuvântul meu și ai făcut ce este rău înaintea lui, după ce Dumnezeu ți-a umplut viața de har și de bunătate, te-a protejat, ai uitat de câte ori ai fost în pericol de moarte, gata să fie omorât, gata, gata, el mergea pe o parte sau pe cealaltă, acum se întâlnesc, acum a venit moartea, e sfârșitul, acum era un pește, au intrat ei acolo, de cât ai uitat toate aceste lucruri, scrie Scriptura, ai disprețuit cuvântul lui Dumnezeu și ai făcut ce este rău. Și uh, ai lovit cu sabia pe urie. Nu, eu, doamne, n-ai dat un iat? Uite ce scrie Scriptura. Ai lovit cu sabia? Eu nu i-am zis nimic. Da, da, ai spus o vorbă cuiva care a lovit acolo. Se știe de ce ai spus. În cartea din ceruri este notat tot procesul acesta. N-ai lovit tu pe Urie cu sabia? Nu? Ia ascultă puțin ce scrie aici. Ai lovit cu sabia pe Urie, hetituie, versetul 9, și ai luat de nevastă pe nevasta sa. N-ai luat o doamnă sau o femeie sau o persoană care dorea să întemeze o familie. Ai luat nevasta lui. Deci nu privi aceste lucruri ca și când Dumnezeu a fost plecat de acasă. Acest lucru nu se întâmplă. Iar dacă venim înaintea lui Dumnezeu cu o stare ca aceasta, nu venim să informăm pe Dumnezeu și nici să încercăm să obținem scuze, ci venim tocmai în confruntarea cu adevărul, care este prima treaptă a lucrării Duhului Sfânt în viața noastră. Prin aceasta deschidem și uh, inițiem procesul vindecării și salvării noastre. Ai lovit cu sabia, tu ai dat cu sabia. Ai luat pe soția lui și pe el l-ai ucis... Eu? Da, tu l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amun. Ei? Da, dar tu ești cel care ai făcut. În Cartea lui Dumnezeu scrie că tu ești autorul acestor lucruri. Sunt oameni care se felicită. Citeam o descriere, imaginația cuiva a încercat să pătrundă în apariția păcatului și în târârea unui mare număr de îngeri în păcat. Și el descria pe Lucifer pe Marele Apostat, ca uh, discutând cu îngeri sau vizitând îngeri din loc în loc și aruncând acolo sămânța unei vorbe și plecând. Sămânța aceasta uh, încolțește și revine în locul acela unde îngerii discută tocmai despre lucrul acesta. O, oh, căutați răspunsul la așa ceva? Da, da. Uh, cu adevărat a zis Dumnezeu, una. aceasta e metoda luciferică. El nu apare ca unul care a spus, ridicați-vă și haideți să ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu. Și așa a zis Dumnezeu, chiar așa, a aruncat o vorbă de aceasta care cu efect ajunge acolo. Și lui îi spune, tu ești autorul acestui lucru. Cu Ai făcut fapta aceasta cu, sab, cu sabia fiilor lui Amon. Ai lucrat pe ascuns. Unde a fost rugăciunea ta? Aceasta înseamnă vindecare, nu scuze. Pătrunderea lui, luminii acestea, Solomon spune că duhul omului este o lumină a lui Dumnezeu în el. Nu se poate descrie sau așa ceva să explora natura vieții care... Duhului de viață din noi. Dar în felul în care vorbește Dumnezeu, arată că totul este gol și descoperit înaintea Lui și El nu bâșbuie după diagnosticul nostru. Ați văzut cât timp se pierde prin spitale până când se află diagnosticul. Unii oameni, unor oameni le-a venit răspuns acasă după ce muriseră de mult. La Dumnezeu nu există această bâșbuire sau bâșbăială, ci El merge direct la țintă. Ai lucrat pe ascuns. Aici a fost căderea ta. Nu, când ai văzut lucrul acesta, nu te-ai sfătuit cu Dumnezeu că știe ei ce îți va spune. Doamne, uite ce am văzut pe fereastra acolo și după ce s-a întâmplat nenorocirea aceea a imoralității lui, îi se sugerează un plan cum să scăpăm acum și diavolul are o cale de ieșire dintr-un păcat și calea lui de ieșire înseamnă înmulțirea păcatului de neimaginat. Atâția morți au căzut din armată, a fost omorât urie în felul acesta, a fost coruptă conștiința lui Ioab. David este cel care încerca să-i să anestezieze, să-i amorțească acestui om. cugetul, nu te prea frământa cu așa ceva, că ce să faci? Așa e la război. Sabia lovește când pe unul, când pe altul și cuvântul Domnului a spus, zice, uite unde duce gândirea aceasta, Sabia nu se va depărta niciodată de casa ta. Ai știut că în momentul când vorbești un astfel de lucru, despre tine vorbești. Și acum am observat că așa s-a întâmplat. David a ascultat această descoperire a Duhului Sfânt, care pătrundea în tainele adânci ale Sufletului, care răspundea rugăciunii lui de iertare, nu de scuzare, și a răspuns printr-o frază scurtă, dar profundă, adevărată. Am păcătuit împotriva Domnului. Imediat, pe loc, a fost rostit decretul Divin. Nu Domnul îți iartă păcatul. Aceasta înseamnă că mărturisirea lui a fost totală și mai ales mărturisirea lui a fost cu intenția vindecării și salvării, nu cu intenția acoperirii situației de moment și să vedem ce căi găsim ca să salvăm fața. Lucrurilor. No. Pe loc, acolo, pe loc, nu sfârșise bine vorba aceasta, am păcătuit împotriva Domnului, a fost cântărită de Dumnezeu, găsită autentică și găsită adevărată, Dumnezeu vorbind, și imediat a fost rostit decretul de iertare. Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Dar urmările lui. Uh, sunt uh, exprimate în cuvintele lui David, vei fi drept în hotărârea ta. Indiferent care este hotărârea ta, indiferent care este tratamentul uh, prin care voi trece pentru salvarea vieții mele, tu vei fi drept în hotărârea ta. Uh, uh, este un incident care sfârșie sufletul. Copilul născut din această situație moare. Și te întrebi, da, bine, ce-a greșit copilul acela? așa cum mă întreba cineva de unezi, Era eram un copil, de ce Dumnezeu nu m-a păzit și copilul va muri, a spus Domnul. Dar de ce? Care este? Pentru că în versetul 14 ai făcut pe și Domnului să-l hulească săvârșind fapta aceasta. Și vrăjmașii Domnului care arată spre Dumnezeu, nu spre păcătoșenia ta, vor face din copilul tău o continuă pricină de batjocură la adresa obrazului lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să arate că nu e parte din așa ceva. Nu este părtaș cu tine la păcatul acesta, nu este părtinitor, vei fi drept în hotărârea ta și te uiți la Sfânta Scriptură și te întrebi așa îi se întâmplă unui om după inima lui Dumnezeu? Da, Așa îi se întâmplă unui om după inima lui Dumnezeu și așa te rugăm și noi, Tată, să ne ajuți să fim oameni după inima ta, indiferent pe unde trece drumul acesta în viață. Doamne, Tatăl nostru, nu este nimeni înaintea ta nevinovat, dar în același timp nu e nimeni defavorizat. Și îți mulțumim din adâncul sufletului, Doamne, că împreună cu acest cuvânt tu ai trimis puterea prin care el devine viață în noi. Binecuvintează-ne întotdeauna când venim în prezența ta și ajută-ne, Doamne, să căutăm iertarea și vindecarea și salvarea și niciodată scuzarea sau justificarea aceasta ieftină. Fă păi să vedem în Domnul nostru Isus Hristos adevărul așa cum este înaintea lui Dumnezeu Tată, nu voia mea, ci voia ta. Amin!